Salutare, bă băieții, bine v-am regăsit, bă băieții, aici la un nou videoclip. Băi, ne aflăm aici pe Crowland, ăsta este al doilea episod pe care îl filmez aici pe Crowland. Aveți și voi în descriere tot ce vă trebuie pentru a intra și voi aici pe server. Băieți, vreau să vă mulțumesc enorm pentru toată susținerea de la ultimul videoclip. Am făcut în 12 ore în jur de vreo 30 de like-uri și vă mulțumesc enorm. Așa că haideți să facem și la clipul acesta peste 30 de like-uri dacă doriți să continui această serie. Am stat de vreo 2 ore, stau în continuu și mă gândesc ce dracului zi mai filmez, pentru că nu mai am absolut nicio idee, am cerut și la băiți idei pe aici pe server, dar nu prea mi-au plăcut. Și da, băi, am aplicat în SFBD, acum am terminat aplicația, am dat apply, sper să fie totul ok, sper să fiu acceptat, m-am uitat și peste regulamentul respectiv. Prima dată mi s-a părut foarte complicat regulamentul, însă este destul de ușor, probabil cred că în seara aceasta vom face și un live, dar nu promit nimic. În momentul de față suntem 132 de jucători, ia să vedem ce quest-uri avem, că poate le facem, că nu prea avem ce dracu să facem așa pe clip. Da, am și aplicat în SFPD, că poate mai facem un raport sau ceva, mai diversificăm pe aici acțiunile, dacă îi pot spune așa. Joacă barbut cu o persoană ok, livrează 18 cutii, mamă, deci eu n-am chef să fac absolut deloc job. Stați să vedem și câți bani am. Am 50 de caca, cam așa. Este relativ ok, în ultima săptămână, o oră de-abia, v-am zis că nu prea m-a intrat. Am să vreau să bag niște bani în joc și să-mi iau PP-uri, să-mi dau clear la warn-urile respective pentru că am 2 din 3 warn-uri și nu-mi place cum se vede acolo. Băi, mod pe cool este postat pe canal, este mod pe cool meu, pentru că la fiecare clip mă întrebați de mod pe cool. Am să vă dau și modpack-ul celălalt, pentru că mai am un modpack pe care nu vi l-am dat, dar nu știu exact când am să vi-l dau. Am zis că dacă toți sunt cu modpack-ul ăsta, să nu mai stau să dau Q să schimb modpack-ul. Tocmai ce a venit și Paydale și ne-a dat încă 10 crowd points. Ia să vedem câte crowd points avem. Am 161 de crowd points, trebuie minim 200 pentru a putea să deschid crowd crate și 500 pentru a deschide all crate, parcă da. O, băieți, na, urați-mi succes să mă accepte, ia, chiar nu știu ce lider este, liderul Weaven, parcă știu mă pe Weaven, da, urați-mi succes acolo că sper să mă accepte, dacă o să fiu acceptat, n-am să vă dezamăge și am să trec testele și dacă e să intru până diseară, cred că probabil vom face niște raport în PD pe live diseară, dacă e să fac live, deci nu vă promit nimic. Nu înțeleg ce dracu bubuitură se tot aude, mă, pe aici. Doamne, este nervant, răstați-mă așa să opresc sunetul. Tot se auzea o bubuitură într-una, cred că s-au bubuit sunetele. Stați așa puțin să vă arăt o chestie. Deci mă de vreo două ore mă plin cu bike-ul ăsta pe aici. Bă, și am dat de HQ News Reporters, bă, să vă arăt cât de șmecher este. La un moment dat mă gândeam să intru în News Reporters, dar am zis că, ce naiba fac. Am zis, hai mă, că intru în PD, că în PD ai ce acțiune să faci, stai la permise, te mai înjură unul, mai găsiți voi. Ok, bă, aici este HQ-ul celor de la News Reporters. Este un mapping destul de ok, după părerea mea, dar să vă arăt unde este HQ-ul poziționat. Băi, demențial unde este HQ-ul. Pe acolo sunt anumite chestii așa. Aici am băgat chestia asta sau oare era? Parcă era, mă, nu cred că e mapping. Dar uitați-mă cum este poziționat, este destul de ok, Caterinca. Stați să vă arăt. Uitați și asta, aici mai multe coșuri, telefoane de-astea, nu știu dacă mai există în 2020 de-astea, dar în fine. Avem un de-asta, ia mă, putem să luăm mâncare? Hai că putem, dacă e. Mai avem aici tot un dozator de-asta, dar nici de la asta nu putem să luăm. Limit, este creatorul, cred că dacă tot are acolo numele. Și aici scrie Crowland News Reporters. Bă, e foarte rău la care l-a făcut. Un alt lucru ce mai îmi place este, bă, e demențial la fel și chestia asta din dreapta, kilometrajul ăsta, în care îți indică kilometri, ușile, dacă sunt deschise sau închise, kilometri mașinii, câți kilometri ai parcursul cu ea și câte zile. Bike-ul acesta are 195 de zile, pentru că știți foarte bine la deschidere când s-a deschis Crowland-ul. Eu am jucat și mi-am creat contul. Contul ăsta este creat fix când s-a deschis serverul, este contul 805, al 805-lea cont al meu a fost creat. Și am aproape 200 de zile pe acest bike. Bă, eu cred că este destul de valoros acest bike, ținând cont că are destul de multe zile. Avem pe server și daily activity, 0 mission points.
Ca să faci mission points trebuie să faci quest-ul acesta care este implementat pe server. Eu nu am chef să muncesc la joburi, dacă era altceva cred că făceam, dar nu am chef să muncesc la joburi. Chiar îmi place și urăsc asta. Și poți lua de aici 5 respect points, double payday, între 2 și 5 premium points, random, și un voucher de 50 pp ori, mamă, 2000 de mission points. Cea mai nebunie. E destul de șmecher sistemul ăsta, dacă vreți să profitați, o puteți face foarte, foarte ușor. Băieți, nu știu cât de lung va ieși clipul acesta, dar cred că cam atât a fost cu clipul acesta. Bă, sper că v-a plăcut, dar dacă v-a plăcut, nu uitați, dați și eu acolo un like. Vă, cam ID-ul 175, auzi, mă, este un ID destul de mare. Sunt 125 de jucători. Bă, dacă vreți să intrați voi pe server și să băgați referalul meu, aveți în descriere tot ce vă trebuie. Referalul meu este 805. Vă aștept pe toți cu cel mai mare drag aici pe server să ne distrăm împreună. După cum v-am zis, cred că diseară voi face și un live. Dacă ar fi să intru și în poliție, ar fi super, super șmecher. Da, băieți, eu am fost mai noi, ne zic data viitoare. V-am pupat. Reee!